Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit pe canalul meu, Legătul Creator. Astăzi vă voi prezenta cum să faceți o maimuță Lego. Și presupun că este și un fel de tucan la ea, nu știu, un fel de papagai. O să începem cu maimuța. Este primul kangurului. Are ursulețului. Dar noi începem cu maimuța. O să oprim puțin episodul ca să scot piesele din pungi. Revenim peste un moment. Am revenit. Am aranjat piesele pe culori. Acum o să construim papagalul. Pentru început aveți nevoie de o piesă ca aceasta. O spunem așa. Apoi vom lua o piesă ca aceasta pe care o să punem aici. Astfel. Așa. Acum ne va trebui o piesă ca aceasta pe care o să punem în spațiul gol. Acum ne va trebui o piesă ca aceasta pe care o să punem aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta. Pe prima o să punem aici și pe a doua exact lângă ea. Acum ne va trebui o piesă ca aceasta pe care o să punem aici. Și una ca aceasta pe care o să punem aici. Așa. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta pe care o să punem aici și două piese ca aceasta pe care o să punem aici și aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta pe care o să punem aici și o piesă ca aceasta pe care o să punem aici. Așa. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta pe care o să punem aici și o piesă ca aceasta pe care o să punem aici. Acum ne vor mai trebui doi ochișori. Așa. Să arate. Și două piese ca aceasta. O să le punem aici și aici. Acum vom lua ochișorii. O să-i punem aici. Așa, și în partea cealaltă la fel. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta pe care o să punem aici și o piesă ca aceasta pe care o să punem deasupra ei. Acum vom face ciocul ei. Ne va trebui și o să lucrăm la cioc. Ne va trebui o piesă albastră ca aceasta de 4 și una ca aceasta roșie. Așa. Apoi o să luăm o piesă ca aceasta pe care o să punem aici și o piesă ca aceasta pe care o să punem aici și o piesă la fel ca ea pe care o spunem deasupra aici. Acum ne va mai trebui doar această chestie, pe care o spunem așa,
pe ele. Acum o să luăm înapoi construcția și o să punem aici. Și are un cioc. Dar momentan nu e complet. Acum ne va trebui o piesă ca aceasta pe care o punem aici. Acum ne va trebui o piesă ca aceasta și două piese ca aceasta. O să le punem pe aceste două așa și o să o punem pe aceasta așa. Și i-am făcut coada. Acum o să-i facem aripioarele. O să punem momentan deoparte. De fapt, îi facem decât una. Ne va trebui o piesă ca aceasta, una ca aceasta și una ca aceasta. O să luăm pe aceasta și o să întoarcem și o să punem aceasta aici. Apoi o să luăm pe aceasta și o punem aici. Și am făcut o aripioară. O punem aici. Și aripioara se mișcă. Acum o să-i facem un picioruș. Ne vor trebui două piese ca aceasta. Așa. Și o să o punem pe aici. Așa. Apoi ne va mai trebui o piesă ca aceasta. Pe care spun. Apoi ne vor mai trebui două piese ca aceasta. Pe care spunem aici și aici. Și am format un picioruș. Acum o să luăm pe domnul papagal și o să-i punem piciorușul. Acum să lucrăm și la celălalt. Doar că acum, fiindcă e celălalt picior, o să punem aici pe nota aceasta și o să luăm piesa, punem aici și o să punem piesele galbene. Și acum o să-i punem și acest picioruș. Are două picioare, doar că decât o mână. Aici, haideți să-l ajutăm. Papagalule, o să fii normal acum. O să-ți facem și de altă mână. O să luăm această piesă și o să o unim cu aceasta. Pe aceasta o să o unim cu aceasta. Așa. Apoi o să o luăm pe aceasta și o să le punem pe aceasta și le punem așa. Acum o să-i o punem aici și a intrat. Își ia zborul. Revenim cu maimuțica. Am revenit. Acum construim maimuțica. Pentru început vom avea nevoie de o piesă ca aceasta. Una ca aceasta pe care o spunem aici. Și două ca aceasta pe care o să le punem aici și aici. Apoi o piesă ca aceasta pe care o spunem aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta pe care o să le punem aici. Două piese ca aceasta pe care o să punem aici și aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta pe care o să punem aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta pe care o să o punem. Acum ne va trebui o piesă ca aceasta și una ca aceasta pe care o să punem aici. Și ne va mai trebui o piesă ca aceasta pe care o spunem deasupra ei. Așa. Iar acum o să punem aici. Iar aici o să punem două piese ca aceasta.
Acum ne vor mai trebui două o piese ca aceasta, pe care o să punem pe prima aici. O să punem pe prima aici și pe a doua aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să o punem aici. Și aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care o spunem aici și aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care o să le punem aici și aici. Iar acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care o spunem aici și aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care o să le punem așa și așa. Acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta. Pe prima o să o punem aici și pe a doua aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care o punem pe prima aici și pe a doua aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care să le punem aici și aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care să punem aici, două ca aceasta, pe care să le punem aici și aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care să punem aici. Acum o să o punem puțin deoparte. Și acum ne vor mai trebui două piese, o piesă ca aceasta, două ca aceasta, pe care o să punem aici și aici. Apoi ne vor mai trebui două piese ca acestea, pe care o să le punem aici și aici. Apoi o să luăm o piesă ca aceasta și o să unim o ca aceasta și o să unim aici. Apoi o să am greșit cu punctele în spate, astfel, și o să întoarcem aici. Acum o să o punem așa. Aici a intrat așa. Acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care o să le punem aici și aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să o punem
aici. Și două pisici acestea pe care o să le punem aici și în partea opusă. Aici. Și o să obținem asta. Acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care o să le punem aici, așa, și aici. Acum ne vor mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să o punem aici, și una ca aceasta, pe care o să o punem aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca acestea, pe care o să le punem aici și aici. Acum va trebui să întoarcem construcția și ne va trebui o piesă ca aceasta, pe care o să o punem aici. Așa. Acum ne vor mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să o punem aici. Am greșit eu, trebuie să întoarcem construcția și să o punem aici, aici și să o luăm pe aceasta și să o punem aici, o piesă ca aceasta pe care o să o punem aici. Acum o să o întoarcem din nou. Ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să o punem aici. Una ca aceasta, pe care o să o punem aici. Și una la fel ca aia, pe care o să o punem aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca acestea, pe care să le punem aici și aici. Dacă vă întrebați, aceasta este fața maimuței. O să o punem puțin deoparte și o să ne ocupăm de urechi și de gură. Gura maimuței. Ne vor trebui trei piese ca acestea. Trei ca acestea. Șase ca acestea. Și trei ca acestea. O să o facem de trei ori o să facem trei urechi pentru că una o să-i face, o să fie de bură. O să o punem aici, așa, și o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici. Apoi, o să luăm două piese ca acestea, pe care o să punem aici și aici. Apoi, o să luăm o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici. Acest lucru o să îl facem de 3 ori. Dacă n-ați fost atenți acum, derulați înapoi să vedeți.
Gata, le-am făcut pe cele trei. Acum o să punem aici una, aici una și aici. Și o să-i mai punem una și aici, pe post de gură. Urechi și gură. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să o punem aici, drept limba maimuței. Apoi ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care o să le punem aici și aici. Și ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care o să le punem aici și aici. Gata. Acum o să îi facem fața maimuței. Nu o să arate fața atât de palid. Pentru început ne va trebui o piesă ca aceasta și una ca aceasta, și o să le punem astfel. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici, și o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici, una, două, ca aceasta, pe care o să le punem aici, două ca aceasta, pe care o să le punem aici și aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici, patru piese ca aceasta, pe care o să le punem aici, așa, aici, aici și aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care o să le punem aici și aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care o să le punem aici și aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca acestea. O să le luăm pe acestea și o să le punem astfel. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici, una ca aceasta, pe care o să punem aici, a,
am greșit. Nu trebuie acolo, trebuie aici. Acum ne va mai trebui o pisică aceasta, pe care să punem aici. Acum ne vor mai trebui două piese. Am greșit. O piesă ca aceasta, pe care o să punem ca aceasta, pe care o să punem aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca acestea, pe care să le punem aici și un și ca acesta, pe care să le punem aici. Gata. Acum ne vor mai trebui doi ochișori, pe care o să-i punem să se uite. O să-i punem pupil așa și așa. Acum ne vor mai trebui patru piese ca aceasta, pe care să le punem aici. Aici. Aici și aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să o punem aici. Și acum acum am obținut fața, pe care o să o montăm la aceasta. Aici și mai întâi punem asta și acum aceasta. Și am obținut fața maimuciții. Dar încă nu este gata, din păcate. Îi trebuie sprâncene. Da, ați auzit bine, sprâncene. Pentru ca să le faceți, vă va trebui o piesă ca aceasta și una ca aceasta. O să le împreunăm și am făcut o sprânceană. O să le punem aici și uitați, o sprânceană i-am făcut, dar îi trebuie două. Gata! Asta e o față de maimuță. E drăgălasă. E super drăguță maimuțica. Acum o să lucrăm la corp. Stați. Dragi prieteni, am găsit o chestie super șmecheră. Maimuța are decât o sprânceană acum. Lumea. Dar, într-adevărat, așa trebuie să le punem. Așa. Ca și cum ar face un semicerc. Acum, să o punem deoparte, căci am terminat cu capul. Acum ne va trebui o piesă ca aceasta și una ca aceasta. Acum două ca aceasta, pe care să le punem aici și aici. Acum ne vor mai trebui o piesă ca aceasta, pe care să le punem aici și două piese ca aceasta,
pe care o să le punem aici și aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta pe care o să le o punem aici, așa, și o piesă, două piese mai ciudățici. Una ca aceasta și una ca aceasta, pe care o să le împreunăm. Așa. Și ele o să se miște, dar să nu o le scoareți. Acum să o punem aici. Așa. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să o punem aici, și o piesă ca aceasta, pe care o să o punem aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să le punem deasupra lor, și acum ne vor mai trebui două piese ca aceasta, pe care o să le punem aici și aici. Acum ne vor mai trebui două piese ca acestea, pe care o să le punem aici și aici. Acum ne va mai trebui o piesă de o piesă ca aceasta, pe care o să o punem aici. Una ca aceasta, pe care o să o punem aici, și una ca aceasta. Aceste două, aceasta și aceasta, sunt total diferite piese, total diferite. Acum i-am cam terminat corpul, nu mă așteptam să fie atât de mic, dar capul e mai mare decât corpul, mă rog. Și o să-i unim capul și o să obținem asta. What? E cam greu. Până acum cam greu. Dar totuși drăguț. Acum o să-i facem un picior. Ne va trebui pentru început o piesă. Stați. Am greșit. Aici ne va trebui o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici, și una ca aceasta, pe care o să punem aici. Acum o să lucrăm piciorul. Ne va trebui o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici, una ca aceasta, pe care o să punem aici, și una ca aceasta, pe care o să punem aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici, și una ca aceasta, pe care o să punem aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici, și una ca aceasta, pe care o să punem aici. Acum o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici, și una ca aceasta, care se le unească. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, un băț, pe care să le punem aici. Acum ne vor mai trebui trei degete maro, pe care o să le punem. Una. Unul aici, unul aici, și unul aici. Și am făcut un picior. O să luăm iarăși construcția și o să-l punem aici.
maimuțica momentan are decât un picior. Deci, haideți să sărim în ajutor și să-i facem și pe celălalt. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o punem aici. Una ca aceasta, pe care o punem aici. O piesă ca aceasta, pe care o să punem aici, și una ca aceasta, pe care o să punem aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o să punem aici, și una ca aceasta, pe care o să punem aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta și o piesă băț. Da, am uitat. O piesă ca aceasta pe care o să le punem aici. Acum o piesă băț. Ca aceasta pe care o să punem aici. Și acum ne vor mai trebui 3 degete maronii pe care o să le punem aici. Aici și aici. I-am făcut și celălalt picior. Începe să aibă formă de maimuță. Dar totuși e cam mare capul. Au cam exagerat la mărimea lui. Acum o să-i facem codița. Pentru început ne va trebui o piesă ca aceasta pe care o spunem aici. Una ca aceasta pe care o spunem aici. Una ca aceasta pe care o spunem aici. O piesă ca aceasta pe care o spunem aici. Două piese ca aceasta și două ca aceasta. Și două ca aceasta. Acum o să luăm pe aceasta și o să punem pe aceasta. O să luăm pe aceasta și pe aceasta. O să le punem așa. Și acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta pe care o spunem aici. Și acum o să facem încă o dată același lucru. O să luăm pe aceasta și pe aceasta. Și o să luăm piesa aceasta și o să punem aici. Acum le unim. Și acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta și două ca aceasta. O să punem pe prima aici. Și una ca aceasta, la fel ca ea, pe care o punem aici. Acum o să unim cu codița. Și coada este gata. Valuri. O să-i punem coada la spate. Și să-i punem ca un pisou unei maimuțe. Așa. Începe să arate chiar ca o maimuță. Și e super epică. Stă și în picioare. Nu mă mai țin. Stă în picioare. E super epic. N-am ce spune. Acum o să-i facem un braț. La sfârșit o să-i facem și banana. Ei? Ne va trebui o piesă. Două ca aceasta. Două ca aceasta.
două, ca aceasta. 4, ca aceasta. 2, ca aceasta. Și 2, ca aceasta. O să o luăm pe aceasta și prin ea o să o băgăm pe aceasta. O să fie cam greu, dar să știți că se potrivește. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care să o punem aici, și o piesă ca aceasta, pe care să o punem aici. Acum ne va trebui o piesă ca aceasta, astfel. Dacă vouă nu vă intră, înseamnă că trebuie să o întoarceți invers. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o spunem aici, și una ca aceasta, pe care o spunem aici. Asta noi o să facem de două ori. Dacă n-ați fost atenți acum, derulați înapoi și fiți atenți. Am terminat și celălalt braț. Acum o să-i facem palmele brațelor. Momentan, maimuțica noastră arată astfel. Aoleu. E cam mare. Acum o să-i facem brațele, după cum am spus. Ne va trebui o piesă ca aceasta, palmele, o piesă ca aceasta, una ca aceasta, pe care să punem aici, una ca aceasta, pe care să punem aici, una ca aceasta, pe care să punem aici, două ca aceasta, pe care să le punem aici și aici. Și acum ne vor mai trebui patru degețele. Și am făcut o palmă, pe care o să o punem în aici. Așa, aici. Și are o mână de maimuțică. Mai este puțin și episodul se termină. Dar să nu uitați de banana maimuței. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta. Una ca aceasta, pe care o spunem aici. Una ca aceasta, pe care o spunem aici. Una ca aceasta, pe care o spunem aici. Și două ca aceasta, pe care o spunem aici. Și aici. Și o să-i punem degetele. O să punem în cealaltă mână. Aici. Și am făcut maimuțica. Vreau să o vedeți cât de epică este. Vreau să o fac să se scarpine. Să scarpine la coadă. E super drăguță maimuțica. Mai ales că deschide gura. Repetat. 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 Mă rog, dar încă nu s-a terminat episodul.
Trebuie să-i facem banana, pe care o ține în mână și pe care papagalul să-i o fure. Furăciosul papagal. Furăciosul papagal. Pentru banană ne va trebui o piesă ca aceasta și una ca aceasta, pe care o să le suprapunem. Apoi ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care să o punem aici. Una ca aceasta, pe care să o punem aici. Și două ca aceasta, pe care să o punem aici și aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o spunem aici, și una ca aceasta, pe care o să o punem aici. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o spunem aici, și să o întoarcem așa. Gata. Acum ne va mai trebui o piesă ca aceasta, pe care o spunem aici, și una ca aceasta, pe care o spunem aici. Apoi o să luăm o piesă ca aceasta și una ca aceasta. O să le suprapunem, apoi o să luăm o piesă ca aceasta, pe care o să o punem aici, și una ca aceasta, pe care o să o băgăm prin... Acum o să o punem aici. Gata! Am făcut banana. Acum o să aduc papagalul. Și papagalul fură banana. Mi-e foame! Vreau să fur eu! Dăm banana înapoi! Înapoi! Nu! Pe data viitoare! Când poate îmi recuperez și eu banana mea prețioasă! Dă-o înapoi! Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi, să dai un share sau un like.